Porumbel pe care avem plăcerea să-l filmăm acum are seria 172-815 din 2019. Aparține domnului Băcuța Vasile, dacă nu greșesc, da, din Constanța. Și în ciuda staturii sale impunătoare, așa, cu toate că este un porumbel ușor, dar este un porumbel puternic, foarte puternic, a obținut locul 5 în finală și un locul 2 la AS. Două rezultate super bune. Super bune, de asemenea are un ochi frumos, un ochi deschis la culoare. Un ochi cal, după cum se poate vedea. Și are o origine foarte bună. O să vă prezentăm acum câteva imagini despre pedigreul său pe telefon. Deci tatăl său este un porumbel olandez din 2011, 167, 64, 66 din crescătoria Ramstelin și Quinty, pe rută 66, iar mama sa este originală Simion Emil. În spatele său se regăsesc pusări de mare valoare din crescătoria binecunoscutului campion bucureștean, fiică din Mario, celebrul porumbel olimpic la Ostende, categoria B din crescătoria domnului Marian Tănăsoiu, iar bunicul din partea mamei este un gut locul 1 la Pui București în 2016, locul 1 național viteză palmares în 2006, locul 18 național viteză palmares și în 2007-2008 sezon. Porumbei, acum mergem pe partea tatălui. Bunicul și bunica din partea tatălui. Asemenea, mai porumbei olandezi în spate, după cum se poate vedea. Și combinație Jansen Van Loon aici. Un pedigree care îl recomandă încă o dată, dar ceea ce contează mai mult este valoarea sa genetică și sportivă pe care a manifestat-o și de care a dat dovadă la prima ediție a Colombodromului. Așadar, locul 5 în marea finală de la Drăbani, 440 de kilometri, și locul 2 la cea mai grea categorie, categoria AS.